Prieteni, ne pregătim pentru debutul naționalei lui Mirel Rădoi Lamnă, turneul de fotbal de la Jocurile Olimpice. Eu sunt Andrei Dumitru și alături de noi este ca de fiecare dată Bogdan Socol, realizatorul emisiunii Un Pont pe Zi și totodată expertul site-ului pariuri1x2.ro. Bine te-am regăsit, Bogdan! Salutare, Andrei! Salutare tuturor! Cer eu pe care nu știu dacă nu mă gândeam că îl voi mai apuca în viața asta, să vedem România jucând la Jocurile Olimpice, pentru că nu știu câți mai sunt în viață astăzi din cei care au văzut precedenta participare a României la Jocurile Olimpice tot la Tokyo, dar în 1964, în urmă cu 57 de ani, atunci am terminat pe locul al cincilea. Sperăm să avem un parcurs cât mai lung și la această ediție a Jocurilor Olimpice. Începutul nu este atât de ușor precum pare, cel puțin la prima vedere, pentru că Hondurasul, în ciuda numelui său exotic, este o prezență deja obișnuită la Jocurile Olimpice. Din 2008 a tot participat la fiecare turneu olimpic și mai mult în 2016 a ajuns în semifinale, fiind eliminată de viitoarea campioană Brazilia, deci o semifinalistă la precedentul turneu olimpic. E drept, este cu totul alt lot față de din urmă cu 5 ani, dar chiar și așa trebuie să fim destul de prudenți înaintea acestei confruntări, mai ales că Hondurasul recent, înaintea startului Jocurilor Olimpice, turneului olimpic de fotbal, pentru că Jocurile Olimpice încep oficial mâine, ei bine, Hondurasul a remizat cu Germania 1-1, deci încă un motiv în plus de prudență în această partidă. Da, și este pentru prima dată când facem și noi un live la ora 14, e prima dată când pariem și... Asta treburile domestice deoparte. Da. E pentru prima dată și când pariem pe o competiție care nu este recunoscută nici de UEFA, nici de FIFA. Și să vedem cum ne vom descurca noi acum. Ce planuri ai pentru astăzi? Înainte de a vorbi de pariurile pe această partidă, să anunțăm că până acum au fost doar surprize în meciul de până acum. Inclusiv de la în grupa noastră consider că a fost o surpriză. Exact. Noua Zeelandă a trecut de principala favorită la câștigarea grupei, Coreea de Sud, 1-0. Coreea de Sud, care avea cotă 2 la câștigarea grupei, iată, pierde cu Noua Zeelandă. Spania remizează cu Egiptul, 0-0. Franța pierde 4-1 cu Mexicul. Pentru francez joacă Giroud și o echipă bună a Franței, dincolo de toate, cu Tovin, pe de altă parte Tuzar, Kalulu, Bernardon în poartă, Sanian, sunt jucători interesanți la Naționala Franței. Cu toate acestea, Mexicul s-a impus cu 4-1. Să nu uităm totuși, Mexicul este echipa care în 2012 a câștigat aurul olimpic chiar într-o finală cu Brazilia lui Neymar. În poarta Mexicului însă este faimosul Memo Ochoa, Guillermo Memo Ochoa, deci o echipă interesantă și cea a Mexicului. Am spus Ochoa parcă întinerește cu fiecare an care trece. Așa e, să știi. Și el un foarte bun specialist al penaltiurilor, pentru că văd că tot revin în actualitate aceste penaltiuri. Cu o noapte înainte am văzut un meci, un exemplu de cum să nu bați penaltiuri. Au fost, cred că, vreo 4 penaltiuri ratate consecutiv în meciul dintre Atletico Mineiro și Boca Juniors. Și a făcut Beckham în 2004 la un penalti cu Portugalia, din ce mi-aduc aminte, când a trimis mult peste poartă alunecând. E departe de ceea ce s-a întâmplat în această partidă. Până la urmă, Atletico Mineiro a mers mai departe. Dintre cei de la Boca, un singur jucător a transformat, ceilalți trei au ratat. Deci, uite, sunt și asemenea exemple. Revenind la turneul olimpic, uite, Argentina e condusă de Australia cu 1-0. Deci nu mai surprize momentan, în schimb cu asta de fileș a trecut de Arabia Saudită cu 2-1, Arabia Saudită, care România lui Mirel Rădoi am întâlnit-o în două partide de turneu olimpic, au fost rezultate pozitive până la urmă, dar nu știu dacă acesta mai reprezintă cu adevărat un reper. Altfel, Andrei, pentru această partidă, uite, o să mă uit pe ofertele de la Casa Pariurilor,
Da, văd că ne recomandă și prietenii noștri câteva pronosticuri aici în secțiunea de comentarii. Gabriel Bădescu zice că ar merge un GG. La fel și Suki merge pe victorie a României cu 2-1. Cosmin Constantin consideră că Sorescu ar fi trebuit să fie în lotul naționalei României. Nu știu acum care a fost situația lui Sorescu, nu știu dacă s-a aflat pe lista lui Rădoi, dacă a fost acolo și dacă n-a fost lăsat de Dinamo să meargă la Tokyo. Mihai Obzei, salut băieți, bine ați revenit și mult succes cu pronosticurile. Mulțumim, la fel vă dorim și vouă, prieteni, vă salutăm și noi. Gabriel Bădescu Rădoi nu e antrenor cu experiență, nu va face nimic altceva decât bani, atât. Valentin, meciul a început chiar acum, este minutul 2 al partidei, avem și noi scorul chiar aici în dreapta sus. Gabriel Bădescu ne spune și pentru meciurile de seară, poate chiar facem și noi în Bogdan un bilet, pentru că avem 3 echipe în Conference League și ne zice și el că va câștiga FCSB-ul. Zi, ce ai găsit dacă ai apucat să te uiți pe casa pariurilor? Da, mă gândeam să încercăm, bine, efectiv văd că se blocaseră puțin cotele, chiar încercam să intru pe oferta de live, pentru că pe pagina inițială nu am mai găsit cote. Uite, pentru Victoria României cotă de 2.45, dar nu aș merge pe un rezultat aici, poate să jucăm ori ambele marchează sau pauză sau final X. Uite, o să caut să văd exact ce cote sunt în acest moment. Sau putem încerca un egal la pauză. Uite, mi s-a părut interesant înainte de toate. Marți am avut o invitată în emisiune pe colega noastră. Deja putem spune că e colega noastră care a mai intrat pe live-urile noastre, era Luca Sas, și ea mi-a dat ca sugestie de pariere și am și pariat o sumă mică, ce-i drept că ea spunea că va marca Andrei Ciobanu în această partidă, avea o cotă de 5 la gol marcat Ciobanu. Gana era principalul favorit, George Gana 3.50 dacă nu mă înșel. Mi-a zis că mizează pe Andrei Ciobanu. Da, și am urmărit și eu emisiunea, excelentă prestație a Lucăi, o mai așteptăm și noi cu siguranță aici pe live-uri și chiar i-am zis a doua zi și că... Și audiența a fost pe măsură. Bun, pe audiența a fost pe măsură. Cu atât mai mult și chiar i-am zis a doua zi că am ajuns la concluzia că ea știe mai multe detalii despre naționala statului Honduras decât știu oamenii din stafful naționalei noastre sau chiar al celor din Honduras. M-a uimit cu detaliile pe care le știa și cu rezultatele și despre Honduras. Și nu doar asta, dar ea era pregătită și față și vis-a-vis de celelalte două echipe din grupa noastră, Corea de Sud și Noua Zeelandă, adică analizase atent evoluția recentă a acestor echipe, deci jos pălăria. Da, da, da. Hai atunci să mergem pe un scor corect, auzi, doamne, un rezultat la pauză, X în pauză, aș spune eu, cum ai spus și tu mai devreme, mi se pare o cotă chiar foarte bună, 2.04. Punem și noi 100 de lei. Dacă merge pe pauză, se scotă mai mică și de ce nu, hai să îndrăznim pe un egal la pauză. Mi se pare un pariu destul de bun până la urmă. Acum e o necunoscută și pentru noi și pentru cei care se uită la noi, dar știi cum e, dacă nu riști, nu ai nicio șansă să câștigi. Deci, bineînțeles, dar pe lângă asta nici nu mă aștept la un meci foarte spectaculos, nu mă aștept să vedem goluri multe și nu cred că vom avea, în special în prima repriză, prea multe faze de poartă. De asta mă duc și pe cota asta de 2.04, care mi se pare destul de măricică. Da, e o cotă bună, merită încercată. N-am apucat nici să mă uit atent pe formula de joc aleasă de Mirel Rădoi, pentru că pe site-ul FRF era dat un 3-4-3 destul de dubios cu Marin în centrul apărării și cu Dulca în fața apărării,
În același timp, pe site-ul FIFA parcă am văzut un 4-2-3-1. E clar că, din câte văd în această fază, da, cam așa ar fi. Un 3-4-3 cum arată pe FRF, cu Marin în centru apărării. Da, păi, de regulă, de acolo vin, staful Federației Române vine exact așezarea tactică. Acum depinde de fiecare site cum preferă să prezinte, dar evident Rădoia și-a stabilit sistemul tactic pe care vizează în această partidă, cel puțin în prima repriză. Așa, uite, uitându-mă pe echipă, Ioani, Rațiu, Pașcanu, Ghiță, Ștefan, Marin, Dobre, Andrei Ciobanu, Gheorghe și George Ganea. Arată rău echipa aceasta. Da, chiar mă așteptam să arate mult mai rău, mai ales când stăm să ne gândim că Rădoi a întâmpinat multe, multe probleme în construirea acestui lot. Să spunem corect, să spunem drept, Andrei, multe piedici din partea cluburilor noastre, mai ales. E drept, sunt și alte cluburi din afară care, uite, de exemplu, George Pușcaș ar fi avut drept de a juca la această ediție a Jocurilor Olimpice, nici el nu a primit dreptul de a ne reprezenta. Da, este o mare problemă. Cumva ar fi bine ca la un moment dat să se găsească un numitor comun și astfel ca la Jocurile Olimpice fiecare echipă să poată trimite cei mai buni jucători pe care i-are la dispoziție. Nu să avem o situație în care doar să, nu știu, să stabilim să se facă o echipă de compromis cumva, pentru că așa este, echipa aceasta lui Rădoi este una de compromis. Da. Cred că suntem singura națională care n-are niciun jucător peste 23 de ani, niciun senior așa în ghilimele. Da. Și în același timp am văzut pe statistici că suntem naționala cu cel mai tânăr lot de la acest turneu al Jocurilor Olimpice și totodată și naționala cu cel mai tânăr selecționer. Crezi că se vor simți exact lucrurile astea? Lipsa asta de experiență? S-ar putea simți la un moment dat, pentru că mai ales dacă ajungi în situația unor meciuri decisive. Cu siguranță vom ajunge în situația decisivă de calificare în sferturile de finală. Sperăm să fie cazul poate și de o posibilă calificare în semifinale, dar își poate pune ca și această lipsă de experiență. Mă uitam pe Celot, am avut în 2019 și cred că dacă am fi putut trimite în teren sau am fi avut un lot apropiat de cel de la Europeanul din Italia din urmă cu 2 ani, cred că aveam șanse considerabile la câștigarea medalii de aur. Dar, din păcate, lucrurile stau complet diferit. E drept, avem 3 jucători din lotul prezent în urmă cu 2 ani la cel european, dar aceștia nu erau titulari, n-au fost oameni de bază. Ciobanu și Pașcanu la acel turneu. Da, exact. Și aici ocazie pentru hondurieni, uite, da, ocazie mare. Excelentă intervenția lui Aiani. Cei de la... Exact. Da, asta spun, că au fost lucruri care, nu știu, nu au sensul până la urmă, golii din cluburi. În fine, asta e. Defilăm cu ce avem, dar nu vreau să se înțeleagă faptul că nu am încredere în lotul actual, dar trebuie să o spunem că este un lot de conjunctură, un lot de compromis al lui Mirel Rădoi. Bineînțeles. E clar că au fost mai importanți banii care pot veni din cupele europene decât o performanță la nivel național. Pentru că, așa cum aminteam și mai devreme, în această seară debutează și cele 3 echipe ale noastre în preliminariile Conference League. Avem Craiova, Sepsi și FCSB. Din Liga 1, Viitorul a fost singura echipă care n-a emis absolut nicio pretenție și i-a pus la dispoziție absolut toți jucătorii lui Rădoi.
Încă o dată, pentru Hagi, jos pălăria și nu poate fi acuzat că el nu joacă în cupele europene cu Farul și că de asta nu ar fi fost interesat, pentru că în momentul în care s-a jucat play-off-ul pentru calificarea în Conference League, la noi în Liga 1, Hagi a preferat să le ofere o vacanță jucătorilor de bază, astfel încât ei să poată să fie pregătiți pentru aceste jocuri olimpice, adică a sacrificat participarea în cupele europene în acel baraj cu Sepsi și le-a dat vacanță jucătorilor de bază. Da, deci Hagi gândește foarte bine, foarte sănătos încă o dată și jos pălăria pentru atitudinea sa. Păcat că nimeni nu i-a luat exemplul. Și uite, ce exemplu poate fi mai bun decât Gică Hagi, care până la urmă este cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc și în același timp omul care a investit foarte mult în jucătorii români actuali, în o bună parte din jucătorii, o bună parte a jucătorilor care ne reprezintă la cel mai înalt nivel sunt formați de Academia lui Gică Hagi, de școala sa de fotbal. Deci e un lucru pe care trebuie să-l subliniem și de aceea spun că el ar trebui să reprezinte un reper, un exemplu. Din păcate nu se întâmplă acest lucru și nu cred că avem de câștigat. Poate pe termen scurt, dar altfel, uite, mă gândeam și la o altă situație. Să spunem că poate am ajunge în semifinale, poate luăm o medalie olimpică. Jucătorii care ar fi venit de la alte cluburi din Liga 1, cota acestor ar fi crescut considerabil, ar fi putut să ajungă să fie transferați pe sume considerabile în afară și automat cluburile ar fi avut mai mult de câștigat, spun eu, decât din o participare în cupele europene. Bineînțeles, și inclusiv selecționerul Mirel Rădoi a confirmat că absolut toți jucătorii au vrut să participe, inclusiv și cei mai în vârstă, cu care a și discutat, pentru că inițial a fost o listă undeva la 65 de jucători, parcă trecuse Rădoi pe acea listă preliminară, și a confirmat selecționerul că absolut toți jucătorii au vrut să participe, însă n-au fost lăsați de cluburile lor. Hai să vedem ce mai avem și pe aici prin comentarii. Grasul Florin, legat de ce vorbeam noi mai devreme, zice: nu joacă România, joacă Farul Constanța. Yellow Dog Mexic Franța reamintește și Yellow Dog acel rezultat de 4-1 de care zicea și Bogdan mai devreme. Alex Ioniță, salutare. Gabriel Bădescu, sunt 5, aproape 50% legat de jucătorii pe care îi are Farul în această partidă. Emi Pedro, eu mă uit pentru prima dată la voi, sunteți comentatori. Eu nu sunt comentator, eu lucrez la site-ul telecomsport.ro. Bogdan este comentator și noi aici în fiecare săptămână ne întâlnim cu abonații canalului Telecom Sport România pentru a discuta și pentru a paria împreună pe cele mai importante meciuri din, de fapt, pe cel mai important meci din săptămâna respectivă. Pentru această săptămână am ales, evident, duelul acesta dintre Honduras și România și Emi Pedro, de acum încolo, dacă vrei să ni te alături comunității, te invităm să te abonezi canalului și totodată să activezi și clopoțelul de notificări dacă nu vrei de acum încolo să ratezi vreun live făcut de noi. Alex ne recomandă un 2-0 pentru România, iar Gabriel Bădescu întreabă ce cotă este la GG. Ia să vedem, Bogdan, ce cotă avem acum. 2-12 e cota. E o cotă bună. Uite, o să îți spun și ce am discutat în emisiunea de marți cu Raluca vis-a-vis de această partidă. Ce am căutat, noi am mers pe varianta ori sub 2,5 goluri, era o sugestie de pariere.
Pietre poate fi și un ambele marchează, fără îndoială. Personal, ca și rezultat, eu m-aș duce spre 1-1. Cam pe acolo, cred eu, nu știu, judecând așa, înaintea jocului, acum văd o comparație destul de echilibrată după primul sfert de oră. Mai era varianta un egal la pauză, dar între timp cota a mai crescut. Era o cotă destul de mică, 1.89, când am analizat meciul marți. Bine că am prins noi o cotă mai mare acum, Andrei, peste 2. De regulă, când vedem o cotă sub 2, sunt șanse mari să și iasă o remiză după 45 de minute. Și mai aveam o sugestie pe care am găsit-o eu pentru a doua repriză, una dintre cele două echipe să câștige, 1 sau 2 în a doua repriză. Era o cotă de 1.55. Cam la asta mă gândisem. Dar, uite, sperăm să ne iasă în primul rând egalul la pauză, cel mai important. Evident ne dorim ca România să câștige și dacă am fi în avantaj după 45 de minute, nu ne-am supărat. Da, până la urmă. Uite, Alex Ioniță ne zice și un scor corect pentru diseară la FCSB, un 3-2 în meciul cu Shakhtar Karagandy. Vom pregăti, prieteni, un bilet și pentru meciurile de diseară din Conference League, unde vă reamintesc că avem Sepsi, avem Universitatea Craiova și avem FCSB. Ion Vrabie ne întreabă de ce nu transmitem live meciul, că doar avem drepturi de televizare. Ion Vrabie, n-avem drepturile acestea să transmitem. TVR-ul și Eurosport, acestea sunt televiziunile care dețin drepturile de televizare ale jocurilor olimpice. Noi aici doar comentăm și te invităm să rămâi alături de noi până la final. Dacă nu ai unde să urmărești partida și chiar dacă vei găsi unde să o urmărești, ne poți urmări pe noi de pe un alt dispozitiv, de pe telefon, de pe tabletă sau de pe laptop, pentru că vom și paria împreună și vom comenta aici alături de voi, prieteni. Vom citi absolut toate comentariile, poate cu un mic delay, așa, cu o mică întârziere, pentru că sunt foarte, foarte multe și vă mulțumim pentru activitatea de astăzi. Startul este excelent, avem 54 de like-uri și dacă apreciați tot ce facem, vă invităm, prieteni, să apăsați pe butonul de like, astfel încât să ne ajutați și pe noi să ne distribuie cât mai ușor YouTube-ul acest live stream pe care îl facem. Alexandra Petrescu zice și ea că este în Italia și ne urmărește de acolo. Din păcate n-avem cum să dăm imagini din acest meci. Gabi Cepoi spune că speră să câștige diseară Craiova și Sepsi. Da, momentan sunt meciuri abordabile pentru echipele din Liga 1. Craiova a avut mare ghinion la tragerea la sorți, dacă va trece acum de Lații, parcă se citește, Bogdan, nu? Lații, nu știu, dar de ce spui că e că n-a avut, că a avut ghinion, că a picat păi cu nu, ei? Păi nu, zic, pentru turul următor, cu okay, Anderlecht. Okay. Da. E adevărat. Stai păi să asta zic, de dacă va trece, da, ăla peste Anderlecht. E un meci destul de complicat pentru că cred că vorbisem chiar săptămâna trecută de meciul celor de la Laci cu Podgorița. Pierduseră în tur cu 1-0 și nu așteptam ca albanezii să se califice, numai că au bătut cu 3-0 și Craiova din păcate ne-a cam obișnuit și în trecut și recent cu episoade negative în cupele europene, deci nu vreau să... Da, păi chiar, nu știu, chiar în sezonul trecut a ieșit încă din primul tur cu Locomotiva Tbilisi. Tbilisi. Acolo cum aveau ei antecedent acum vreo 20 de ani. Și nici n-a fost o victorie la limită, sau, adică a fost 2-0 până minutul 90+4, nicio da. Problemă pentru gruzini. Așa e. Uite, legat de ce spuneam cu jucătorii care au asigurat calificarea României la acest turneu olimpic și cei care se mai află acum în lot,
M-am uitat, mai sunt în momentul de față Radu Boboc, Alex Pașcanu, Virgil Ghiță, Tudor Băluță și Florin Ștefan. Sunt 5 jucători. Numai că mulți dintre aceștia nu au fost, nu știu, n-au fost... Au regresat. Dar nu, și n-au fost dintre protagoniști. Mă rog, unii dintre ei au jucat la acel turneu european. Au jucat, dar uite, de exemplu, Florin Ștefan, care a fost titular în banda stângă atunci, acum este fără echipă. Exact. Deci, oricum, eu mă refeream, uite, la jucători precum... uite, Andrei Ciobanu e în continuare, dar sunt alții, uite, nu știu, am avut atunci, am avut pe Pușcaș, pe Ianis Hagi, pe Denis Man, pe Florinel Coman, cu ei, ți-am spus, cu Cristi Manea, cu ei nu aș fi avut nicio emoție în această partidă. Dar asta e, uite, important să fim atenți. Uite, surprizele sunt la tot pasul la acest turneu olimpic. Nici nu știi ce se poate întâmpla, pentru că am văzut Franța a pierdut cu Mexicul, la Argentina văd că e condusă în continuare de Australia și este și 10 oameni. Spania doar 0-0 cu Egipt, deși Spania are un lot asemănător cu cel exact pe care l-a avut la Euro 2020. Exact. Uite, a fost eliminat un jucător de la argentinieni, Francisco Ortega de la Vélez Sarsfield, uite, pentru comportament nesportiv, cu Australia. Deci, uite, se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute, evident, și pentru alte echipe. Important e să începem cu un rezultat pozitiv, dincolo de orice. Bineînțeles. Uite-ne aici Gabriel Bădescu. Rădoi nu are ce căuta la lotul național. Cum poți spune tu, antrenor fără experiență, pune-l pe Dan Petrescu, e liber din câte știu eu, sau pune un om ca lumea, nu, antrenor fără experiență, iar Dan Marian vine chiar și cu o variantă cu Hagi pe postul de selecționer. Hai momentan să așteptăm să-și încheie mandatul Rădoi, din câte știu are contract până la finalul acestui an. Da, e important, cred că de acest turneu olimpic depinde destul de mult soarta lui. Până la urmă ar putea să facă un rezultat deosebit la acest turneu olimpic și asta pentru că el e un antrenor care de regulă riscă mult, nu prea își arată, să spunem, statutul de fost fundaș în carieră, cariera de fotbalist. E, mă rog, setat mai mult pe ofensivă. Ce drept, n-am văzut până acum în 24 de minute nicio ocazie de a noastră, mai mult Hondurasul e mai prezent în apropierea careului nostru, dar altfel cu acest entuziasm ofensiv pe care îl promovează Rădoi la echipa de senior mai ales, am putea avea câștig de cauză și aici la Jocurile Olimpice. Rămâne de văzut ce se întâmplă după acest meci cu Hondurasul, oricum la cum se desfășoară jocul. Am așa ceva emoții. Da, să știi, jucătorii adversarii noștri sunt destul de prezenți în careul nostru de 16 metri. În schimb, noi trecem destul de greu propria jumătate. Este o umiditate foarte mare, 67%. E un aspect și acesta foarte important. Hondurienii oricum sunt mai obișnuiți să evolueze în asemenea condiții. Trebuie să luăm în calcul și aceste lucruri fără îndoială. Dar asta e. Știi cum, trebuie să te adaptezi. E o vorbă, te adaptezi sau mori, cam asta este situația. Trebuie să mergi, să
te descurci în orice condiții până la urmă, dacă ești jucător profesionist. Acum, nu știu, nu trebuie să ne gândim că dacă înfruntăm Hondurasul, suntem deja calificați câștigători. Văzusem un comentariu că nu avem nicio scuză dacă nu câștigăm cu Hondurasul, la ce echipă avem. Nu e chiar așa. Am spus de ce au realizat hondurienii. Recent au făcut egal cu Germania, 1-1. Mă rog, meciul s-a întrerupt, s-a oprit cu 5 minute înainte de final pentru că un jucător da. Al Germaniei. Danilo a fost, ne-a spus asta. Chiar și cu acest prim 11 n-ai voie să da. Nu bați Honduras. Da, dar totuși trebuie să gândim chiar așa. Acum mă gândeam puțin dacă, uite, CFR abia a bătut în Gibraltar pe Lincoln și mă gândeam dacă ar fi fost Dan Petrescu, selecționerul României la turneul olimpic, ar fi făcut din fiecare națională cel puțin o Franța, o Brazilie, o Italie la da, dacă nivel, tot ai dacă tot ai pomenit de CFR, acolo mi s-a părut o adevărată rușine. Acolo chiar a fost rușinos să te conducă Lincoln la pauză. Na, nu poate să-mi spună nimeni nimic. Dar eu chiar despre... am pariat, să știi, am pariat că cei de la Lincoln deschid scorul. Era o cotă de 4. Da, 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 știu, te-am auzit pe în emisiunea cu Raluca. Mă surprinde oricum că ai pariat și felicitări pentru inspirație, dar oricum mi se pare rușinos și n-avem absolut nicio scuză să nu spună mie nimeni că Gibraltarul are fotbal sau că s-a dezvoltat sau totuși este o federație înființată în urmă cu 4, 5, 6 ani și jucătorii de acolo evoluează la nivel amator. N-avem voie niciodată să fim conduși la pauză de o asemenea echipă. Iar nivelul lor s-a văzut la cele două goluri marcate de CFR. Niște greșeli uriașe. Așa e, uite. Spunea cineva la un moment dat că dacă era Dan Petrescu antrenorul CFR-ului, înaintea partidei îi făcea pe cei de la Lincoln ceva de genul o echipă așa redutabilă și atunci succesul cu 2-1 ar fi părut ceva colosal. Așa. Însă mulți au luat în glumă partida cu cei de la Lincoln Redims și succesul a părut cumva totuși rușinos, ținând cont de nu știu, rezultat, de felul în care a decurs jocul. Uite, ne scrie Mihai Tănăsuic aici, Gibraltar are tevăr. Nu prea ai nici nu prea ai bază de selecție cu adevărat acolo și totuși Gibraltarul a scos campioana Luxemburgului, am pariat și atunci pe surpriză și mi-a ieșit 2-2 în deplasare, 5-0 pe teren propriu și acum cu CFR totuși nu este calificarea jucată. Uite, chiar dacă Gabriel ne spune trece CFR de Lincoln, noi bate și în gruia. Uite, și tot Gabriel spune, băi, vere, Honduras, ăștia au ajuns să ne preseze, vai de capul meu, e fotbalul românesc, vai mama lui. Să nu uităm, uite, posesie echilibrată după 30 de minute aproape, 51% în favoarea noastră. Spuneam, Hondurasul e o echipă care s-a cam obișnuit cu prezența la Jocurile Olimpice din 2008 încoace, 4-lea turneu olimpic consecutiv la care participă. În timp ce noi n-am mai jucat din 64, spuneam și acum câteva zile că poate noi, poate Hondurasul din punct de vedere geografic pare o echipă exotică, dar altfel, oh, aici pericol, Dumnezeule, oh, ce emoție, aici bine că am degajat din fața lui Rivas, este jucător care evoluează în Serie B. Rigoberto Rivas, un jucător foarte interesant. Hai să vedem cornerul ăsta, că deja am emoții. Și cred că a fost acolo. Așa un fion. A fost acolo Rațiu. Chiar citeam un comentariu de la Gabriel Bădescu, zicea că nici nu știe unde joacă acest Rațiu. Păi mi se pare că în sezonul trecut a fost împrumutat la ADO Den Haag în Olanda. Nu prea a jucat
pe acolo și acum a revenit la Villarreal, clubul de care aparține, dar evident la echipa secundă, așa că n-a fost o problemă să fie lăsat să vină la Tokyo. Tudor Băluță nu a știut să se agațe de șansa primită de la Mircea Lucescu. Da, Tudor Băluță este într-un continuu regres, a avut și mici probleme, mici ghinioane cu accidentările, dar oricum nu mai este jucătorul care era acum vreo 3-4 ani. Se pare că transferul la Brighton a fost mult prea mult pentru cariera sa, pentru nivelul său de atunci, acum nu se mai regăsește deloc mijlocașul trecut și pe la Farul. Mai bine ne uităm la turul României decât să vedem meciul ăsta în care joacă 90% necunoscuți. Este un comentariu destul de dur al lui Alex Ioniță. Dacă era Hagi antrenor, Ganea era acasă, ne mai spune Mihai. Zi, te rog. Da, spunea tot Alex Ioniță, scor corect după 90 de minute 0-0. Eu sunt ceva mai în față cu comentariile. Uite, spune Ciprian Ciobornoiu, Băluț a fost accidentat toată perioada de la Dinamo Kiev. Văzusem chiar un articol în Gazeta Sporturilor vis-a-vis de prezența lui Mirel Rădoi la aceste Jocuri Olimpice. Unul dintre jurnaliștii apreciați de la GSP, Remus Răureanu, spunea că nu înțelege de ce Rădoi a mers la turneul olimpic în condiție în care a început Liga 1 și în loc să urmărească jucătorii care ar putea să joace la echipa de seniori în preliminările Cupei Mondiale. Ei bine, eu sunt de altă părere, pentru că Jocurile Olimpice, noi cel puțin am mai jucat de atâta timp. Rădoi și-a câștigat dreptul de a pregăti Naționala Olimpică prin ceea ce a făcut în urmă cu 2 ani la Europeanul de Tinere din Italia. În plus, îmi aduc aminte, în 2004 Argentina a devenit campioană olimpică cu Messi în teren și cu Agüero și în același timp cu... Nu cu Agüero, Agüero a fost campion mondial de tinere în 2007, dar oricum Messi a fost atunci campion olimpic, dar cum înșel și Di Maria. Marcelo Bielsa era antrenorul echipei olimpice Argentinei. Marcelo Bielsa, care a rămas special pentru acele Jocuri Olimpice, deși în 2002 el fusese eliminat la Cupa Mondială din fața grupelor, deși Argentina era văzută printre marile favorite la câștigarea turneului. Deci, uite, eu sunt de părere că dacă un selecționer, mai ales Rădoi, care și-a câștigat efectiv dreptul de a participa la aceste Jocuri Olimpice, vine la turneul olimpic, mi se pare rematat, plus că acești pot unii să facă și pasul spre echipa de seniori în calificările pentru Cupa Mondială din Qatar. Da, și până la urmă nu înțeleg de ce este toată lumea împotriva acestei competiții. Până la urmă, mie ca sportiv, mi se pare, nu știu, ceva măgulitor să poți să reprezinți, să se reprezinți țara la Jocurile Olimpice. Adică, totuși, nu cred că ai șansa asta de mai mult de o dată, două ori în carieră și depinde și la nivel. Unii n-au șansa asta nici măcar o dată într-o carieră, mie mi se pare ceva incredibil și la fel de mult mă surprinde și refuzul venit din partea jucătoarelor de tenis. Am mai discutat noi despre asta, da. Bogdan. Nu pot să înțeleg de ce nu ai dori să participi la Jocurile Olimpice. Mie mi se pare o atmosferă incredibilă, mi se pare o competiție incredibilă și mi se pare pentru un sportiv peste orice altă competiție. Plus, Andrei, noi cred că ne-am dezobișnuit să participăm la turnee finale. Noi avem o atitudine de parcă ne-am calificat constant la europene, la mondiale și acum când vine această ediție a Jocurilor Olimpice, ne cam încurcă. Cam asta este impresia pe care ne-o lasă atitudinea conducătorilor din fotbalul nostru. Altfel nu-mi explic. Eu chiar am participat la o ediție a Jocurilor Olimpice, am fost la Beijing în 2008. E ceva fabulos ce se întâmplă acolo. E drept, acum sunt alte condiții, nu sunt spectatori,
sunt restricții așa, poate chiar exagerate, mai ales la cum le privim noi acum, dar cu toate acestea, Jocurile Olimpice prezintă o șansă, poate unică, chiar dacă este fotbalist. Poate acești jucători care sunt la turneul olimpic nu vor mai avea șansa să joace vreodată la un turneu final major, pentru că nu mă refer la turnee de nivel, la nivel de tineret sau junior. La nivel turneul olimpic totuși reprezintă cu totul altceva față de un european de tineret, de exemplu. Deci, bineînțeles. Noi nu suntem prezenți la... Abia prindem grupele Conference League acum sau dacă le prindem. Dacă le prindem, da. Noi nu ajungem, suntem la genunchiul broaștii, cum se spune, dar strâmbăm din azi când vine vorba de participare la Jocurile Olimpice, unde oricum n-am mai ajuns de atâta timp, noi oricum n-am mai prins un mondial. Păi asta voiam să zic. 98. Legat de ideea ta, da, acest meci cu Honduras este primul meci oficial pe care îl disputăm împotriva unei naționale de pe alt continent după 23 de ani. Da, noi pur și simplu ne ridicăm așa, parcă am fi în momentul de față o forță din punct de vedere fotbalistic. Nu, să ne trezim la realitate. Cu Hondurasul, chiar dacă din punct de vedere al cotelor la pariuri noi suntem dați favoriți, noi vedem și în joc. Nu avem, nu avem consistență. Hondurasul pare echipa care abordează acest meci din postura de favorită, la felul în care se desfășoară partida. E drept, sunt și surprize. Am spus de Franța, care are un lot impresionant. A pierdut cu Mexicul 4-1, dar nici Mexicul nu este de lepădat dincolo de toate. Mexicul a luat aurul olimpic în 2012 și o prezență constantă drama la mondiale. Exact, absolut, nici nu mai spun asta. Și din 86 încoace, Mexicul a ratat, dacă nu mă înșel, doar o ediție, atât. În rest a fost prezentă în mod constant la toate turneele finale. Și ce voiam să mai subliniez? Ai, lovitură liberă, da, pentru noi. Deci, practic, uite, țin minte în 2012 ce drama a fost în Brazilia când s-a pierdut acea finală. Brazilia până în 2016 nu a câștigat aurul olimpic. Pentru ei, câștigarea turneului olimpic la Rio a fost ceva echivalent cu triumful la Cupa Mondială, pentru că au fost jucători fabuloși pe care i-a avut Brazilia. În 96 jucau printre alții Ronaldo și Roberto Carlos. Au pierdut cu Nigeria, la care jucau printre alții Canu sau Finidi. A fost Nigeria câștigând atunci chiar titlul olimpic. Brazilia atunci a pierdut cu Rusia, cu RSS-ul, mă rog. Și pentru brazilieni câștigarea aurului olimpic a fost cumva încununarea, un mare șlem, pentru că brazilienilor le lipsea, era unicul trofeu care le lipsea, unicul trofeu major, câștigaseră de atâtea Copa America. Oh, oh, să vedem aici fața. Oh, incredibil! E, uite ce spuneam. Excelent ghiț acolo, dar oricum cred că era pe lângă poartă. Ia să vedem. Oricum, greșeală uriașă, Marin. Incredibil, dar cum să, nu știu, greșeală de poziționare, de anticipație. Da, nu era pe poartă. Dar oricum, emoții mari, uite ce spuneam. Da, exact ce ziceam și la începutul partidei, că mă surprinde prezența lui Marin acolo în centrul defensivei. Nu știu de ce a preferat Rădoi această formulă și, sincer să fiu, nu mi-amintesc să-l mai fi văzut pe Marin în centrul defensivei. Poate mă înșer eu, dar nu, eu nu mi-amintesc să-l mai fi văzut acolo. Da, uite, a început... Scuză-mă puțin, Andrei, că tot vorbeam de Brazilia, tocmai a început meciul dintre Brazilia și Germania, reeditarea finalei din 2016. Richarlison deschide scorul pentru Brazilia, este ultima partidă a zilei. Richarlison, mi se pare incredibil. Richarlison e la naționala Braziliei?
Sigur, alături de Dani Alves și în... deci, da, Dani Alves, na, să zicem că ajuns la o vârstă, nu pot spune că na, e chiar așa surprinzătoare. Dar la Richarlison mă refer că mă surprinde pentru că, uite, totuși un club precum este Everton și-a lăsat unul dintre cei mai buni jucători, pentru că în momentul de față Richarlison este un jucător de top în Premier League, în cel mai tare campionat din lume, și totuși este la Jocurile Olimpice. Ok, poate se poate spune că Everton nu va evolua în această perioadă în cupele europene, dar... totuși, Richarlison... Da, e o vacanță redusă, pierde o parte din pregătire dinaintea sezonului, dar cu toate acestea, cred că aici contează mult și decizia jucătorului, dorința lui de a juca pentru naționala sa la Jocurile Olimpice. Brazilienii au această mândrie cu totul deosebită de a juca pentru Brazilia, indiferent la orice, în orice competiție ar fi, de orice competiție ar fi vorba. Spuneam, este Dani Alves, este acolo un, și un alt jucător care evoluează în Germania, în, este vorba de Paulinho, de la Bayer Leverkusen, și el este în loc, se află însă pe cadre de rezerve. La nemți, uite, printre alții se află în echipa de start Max Kruse, este... este Amiri, un alt nume important, și cunoscut evident. Da, aici ocazie Rațiu pentru noi. Fu. Frumoasă, frumoasă faza creată de Rațiu. Puțin pe lângă poartă. Frumos acolo. Da, suntem și noi în cărți în continuare, Bogdan, cu pariul nostru, singurul pariu pe care l-am plasat până acum. Nu e deloc rău să începem ziua cu o cotă de 2.04, pentru că vedem, suntem deja în minutul 43, cred eu că mai mult de un minut nu vom avea prelungiri. Ne spunea mai devreme Alex Adri că a câștigat 1.500 de euro pe finală la Euro, a pariat că Anglia va fi eliminată la loviturile de departajare. Bun, felicitări Alex Adri. Echipele românești joacă slab pentru că suntem slab valori, nici nu ar trebui să sperăm la calificări când plătim salarii din 6 în 6 luni și aducem jucători care nu-și găsesc echipe pe afară. Spune Rabbit 86, da, perfect de acord. Un gol aia e important să câștigi, de exemplu CFR Cluj cu FCU Craiova, ce a jucat Craiova, a dat două goluri din faze fixe. Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Bun, vedem ce mai avem pe aici. Zice și pro-expert, așa cum spuneai și tu, Bogdan, mai devreme, cu un Hagiman, Coman, Mihail sau Pușcaș în teren, era cu totul altceva. Da, asta spuneam și noi, dar din păcate Rădoi s-a lovit de aceste piedici pe care le-au pus cluburile, atât de la noi din țară și în special de la noi din țară, dar și cele de afară. Gabriel Bădescu zice că jucătorii au venit în vacanță, n-au venit să alerge, să-și dea viața pe teren. Cornelius Cornea, ei așteaptă sfârșitul meciului să le ceară tricourile, cine, hondurienii românilor sau invers. Unirea Constanța este în Liga 2-a, în locul farului, ne zice Gabi Cepoi, da, așa este, nu va mai fi până la urmă. FC Marina, acea echipă despre care s-a tot vorbit, va fi Unirea Constanța. Mihai Tănăsuică, văd că este foarte supărat pe Ganea. Sincer să fiu, da, nici eu nu l-am remarcat pe Ganea, la fel nici Florin Ștefan nu prea s-a remarcat în acest meci. Vali Gheorghe, avem câteva mâini moarte, vedem, Florin Ștefan a centrat, probabil va efectua câteva schimbări la pauză Rădoi sau
Nu știu, câte schimbări sunt acum, Bogdan? Din câte știu, e aceeași regulă ca și la celelalte competiții. Chiar dacă loturile sunt mai restrânse, eu din câte știu, așa să, uite, o să verific exact, dar eu așa țin minte că au rămas, sunt în vigoare regulile din fotbalul la nivel, mă rog, din competițiile oficiale FIFA și UEFA, mă rog, FIFA în principiu, pentru că aici sunt echipe din toate confederații. Da, și exact cum spuneai și mai devreme, un singur minut de la de prelungire și e gol. Cred că este autogol. Ia uite cum ne-a scos pariul, dar nu ne întristăm deloc. Tristețe, nu cred că este în schimb golul lui Ciobanu ca să-ți iasă ție pariul, deși m-aș bucura. Cred că a fost un autogol. Da, e autogol. E fotbalist, e jucătorul de câmp sau portarul? Nu, este jucătorul, da. El deviază cu creștetul capului, mingea chiar din fața... Oricum, excelent executată lovitura de colț de Ciobanu și pierdem pariul în ultima secundă, dar nici nu mai contează, avem 1-0 și asta este cel mai important. Iată, fluier final al primei reprize, conducem la pauză cu 1-0. Reprezentativa, da. Cum spunea cineva, nu contează ocaziile, contează golurile. Fix așa s-a întâmplat în această repriză cu noi. Bine că da, noi am fost cei care am marcat. Ne întreba Gabriel Bădescu cât câștigăm dacă este egal la pauză. N-am mai ieșit așa că nu mai câștigăm nimic. Aveam un câștig de vreo 204 lei, din câte mi-amintesc. Gol, 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 ne zic și prietenii noștri. Andreas Rus, o nouă răutate la adresa națională a României, zice, wow, au văzut ăștia că noi nu suntem în stare și și-au dat ei singur gol. David DVD, final perfect, așa este, David și Gabriel Bădescu ne spune s-a dus pariul. Da, Gabriel, așa este, dar nu mai contează, acum important este că naționala noastră conduce la pauză și să sperăm noi că va putea să țină de rezultat și că nu va primi gol așa cum s-a întâmplat și în prima repriză pentru că avem 1-0. Hai Bogdan, ne apucăm de biletul ăla cu Conference League? Sigur, imediat, uite, vreau să îi răspund și lui Gabriel, care ne întreabă ce credem, ce spunem de victoria lui PSV Eindhoven cu Galatasaray 5-1. Da, de regulă ăsta e un meci pe care îl vedeam prin toamnă, cel mai devreme, uite, în luna iulie să se joace un asemenea meci oficial. Poate s-au mai întâlnit în confruntări amicale, dar... Într-un meci oficial în luna iulie să se joace PSV Galatasaray, asta mai rar. Ce să spun, succes fabulos al celor de la PSV după un meci incredibil al lui Zahavi, 5-1. Și da. Ghiotze cu dublă. PSV... fără drept de replică pentru turci. Da, au fost niște probleme tehnice cu Skype-ul, nu știu ce s-a întâmplat, dar să știi că nu te-ai auzit, Bogdan. Da, îi răspundeam lui Gabriel Bădescu, cel care ne-a întrebat de PSV cu Galatasaray, ce spunem de acel 5-1. Da, am spus o victorie categorică, meci fabulos făcut de cei de la PSV. Un semnal de alarmă pentru fotbalul din Turcia, care de la un timp nu prea mai obține rezultate prin Europa și trăiește așa din coeficientul... Nici la națională și nici la... Zi. Zic, nici la națională și nici la națională și nici la da, nivel spre de deosebire echipe de club. Noi, turcii măcar au început perfect preliminariile pentru mondial, au parcă... 3 victorii din primele 3 meciuri, dar în schimb la nivel de club arată dezamăgitor și mai ești cu noi, Bogdan?
Da, cred că am pierdut legătura cu Bogdan, dar nu e nicio problemă, o refacem chiar acum. Gata, este perfect acum. Nu știu ce s-a întâmplat, au fost câteva mici probleme, ți-am zis și mai devreme, și până la urmă a picat de tot conexiunea. Să vedem. Vezi că ai tu niște probleme acum, nu te mai vezi. Bogdan? Da, din nou avem mici probleme cu Bogdan și nu prea îmi dau seama de ce. Hai să încercăm să refacem conexiunea. Acum, da, pare a fi ok, dar așa am zis și mai devreme, al doilea apel. Ne auzi, ok? Fi ok acum din toate punctele de vedere, și audio și video. Hai să trecem la treabă, să facem biletul pentru Conference seara aceasta, League, da. Așa cum am promis, pentru că oamenii așteaptă. Hai să vedem ce ne așteaptă astăzi. E clar că cele mai importante meciuri pentru noi românii sunt cele ale echipelor din Liga 1. FCSB cu Shakhtyor Karagandy, Laci cu Universitatea Craiova și Sepsi cu cine are, că îmi scap acum. Cu Spartak Târnava. Cu Spartak Târnava, da. Păi, văd că FCSB-ul este mare favorit, este primul meci care mi-a apărut aici în oferta de la Casa Pariurilor. 1.23 este cota. Ne auzi, Bogdan? Da, te aud acum, Andrei. Da, ok. Au fost ceva probleme cu rețeaua, dar acum cred că e totul ok. Uite, mă gândeam să jucăm la FCSB cu cei de la Karagandy, ori, nu știu, unul pauză, unul final, FCSB să marcheze măcar două goluri sau victorie cu handicap a celor de la FCSB. Uite, pentru succes la cel puțin două goluri, o cotă de 1.69. Mă gândesc că FCSB va căuta și cred că va și reuși să-și facă viața mai ușoară pentru meciul retur. Va fi o deplasare foarte lungă și mă aștept să vedem un succes destul de clar al echipei roșii-albastre. Păi hai să trecem atunci. Handicapul 1.69 este cota. Exact. Bun. Apoi rămânem în Conference League și da. Câte meciuri sunt, incredibil. Da, e nebunie. Fou. Enorm de multe partide. Da, nu prea știi ce să iei. Ne axăm în special pe echipele noastre, ca să, uite, să creștem cumva miza și pentru cei care ne urmăresc, pentru că e altceva când e cumva și implicarea afectivă în joc. La
meciul Craiovei, de exemplu, aș merge pe, nu știu, ori puține goluri sau nu marchează ambele echipe, sub 2,5 goluri văd o cotă de 1,72 sau nu marchează ambele, cotă 1,85. De regulă, meciurile Craiovei din acest sezon nu prea au conținut acel GG și da. Cred că și aici lucrurile vor sta cam la fel, mai ales că și în meciurile celor de la Laci cu Podgorița, tur-retur, 0-1, 3-0, aș merge pe acest scenariu cel puțin. Mă rog, și aici sunt destul de multe necunoscute, dar... Hai să mergem pe 1.85 ăsta la nu marchează ambele. Da. Și, okay, și mai avem Sepsi. Acolo aș merge pe 1x, gazdele să nu piardă. Mizez cumva și pe lipsa de experiență a celor de la Șep și Spartak Târnava, o echipă mult mai obișnuită cu aceste competițiile europene. Văd că e o cotă de 1.48. Da, și avem o cotă finală de 4.63, clasic. Asta ar fi bine, ar trebui să ne iasă, Andrei. Păi asta ar fi bine. Și eu, da, că e cota noastră clasică. Punem 100 de lei și evident că avem un câștig de 463 de lei. Excelent. Bun. Gat. Mai sunt meciuri așa, altfel, da, uite, e 2-0 pentru Brazilia în turneul olimpic cu Germania, Richarlison din nou. Uite ce înseamnă să ai un jucător extraordinar în echipă. Cu toate acestea, ce e interesant, Richarlison nu era considerat principalul favorit la marcarea golului, vreunui gol pentru Brazilia în această partidă. Dar? Mateusz Cunha, cel care este atacantul central, el avea cea mai mică cotă, dar eu cumva am insistat pe Richarlison și în emisiunea de aseară am căutat cota pentru un gol marcat de jucătorul lui Everton. Este super fotbalist. Da, și mie îmi place, avea cotă 2.75 pentru un gol marcat. Uite, a dat deja două goluri, este unul dintre primii eroi ai acestui turneu olimpic de fotbal. Da, din fericire, noi am evitat numele astea importante. Până acum e totul ok, conducem la pauză. Să vedem ce... Un succes cu Honduras ar însemna foarte, foarte mult, pentru că în etapa următoare jucăm cu Coreea și acolo un rezultat pozitiv, sub orice formă, egal sau victorie, ne aduce tot mai aproape de calificarea în sferturi, pentru că Noua Zeelandă deja a învins Coreea de Sud, deci am avea un început excelent. E important, foarte important acest lucru. Uite, ținând cont și de câte surprize sunt până acum în turneul olimpic. Spuneai și tu de Spania la începutul acestui live. Spania care mi se pare un pic chiar mai bună decât ceea ce am văzut la Euro 2020, pentru că îl are, de exemplu, și pe Marco Asensio. În sfârșit mai sunt și jucători de la Real Madrid în lotul Spaniei, e Dani Ceballos, tot un Unai Simon între buturi, e drept, nu e Luis Enrique pe bancă, dar altfel e o echipă interesantă. Dar să nu uităm, Spania a început cu o remiză albă și la Euro cu Suedia, rămâne de văzut, s-a oprit în semifinale după ce a pierdut la penaltiuri cu Italia. Pedri este prezent, Eric Garcia, de asta spun că este aproape aceeași echipă ca la Euro 2020. Oyarzabal din nou. Mi se pare chiar un pic mai bună, pentru că acolo este și Marco Asensio, care mie îmi place foarte mult. Dar e o grupă, uite, în care paradoxal în momentul de față Australia este lider, o grupă în care din care fac parte Spania și Argentina.
Ei bine, Australia e lider. Iar Brazilia face spectacol și totodată Richarlison face spectacol, hat-trick pentru atacantul lui Everton, 3-0 încă din minutul 30. Fou. Chiar da, sunt curios ce cote erau. Wow, era o cotă de 2-20 înaintea meciului pentru victorie Brazilia. Da, chiar am analizat ieri jocul și da, a fost culmea, am analizat, am ales meciurile care au produs cele mai multe goluri până acum. Mă rog, și din punct de vedere al scorului de pe tabelă, e clar. Am mers pe Mexic-Franța, numai cumva am dat atunci o sugestie de, am tras cumva un semnal de alarmă în privința Mexicului, la 1x era o cotă de 1.98 și am spus că totuși Mexicul nu este chiar de neglijat, ținând cont de constanța sa la turneele olimpice. La victorie Brazilia, da, era o cotă de 2.08. Deci, uite, aici Brazilia și-a confirmat statutul de favorită. Richarlison, hat-trick, fabulos! Da, încă din minutul 30, așa cum spuneai și tu mai devreme, iată ce înseamnă să ai un jucător de mare, mare valoare în lot. Îi vedem pe Rădoi și pe Dobre. Să vedem dacă va face schimbări la pauză selecționerul. O, oh, schimbare! Portarul! Da! Uite, ne mai spunea mai devreme în comentarii Luci, cea mai mare prostie la noi în fotbal este că nu avem răbdare nici cu antrenorii, nici cu jucătorii. Ascultăm declarația lui Beccari după etapa, a văzut el că jucătorul nou venit nu este bun. Da, cu siguranță Luci se referă la Ondrașek. Între timp a revenit Beccari asupra deciziei și am înțeles că îl va mai lăsa 2-3 meciuri pe atacantul ceh să evolueze, dar evident doar câte 45 de minute în fiecare partidă, a și specificat acest lucru. Asta e normă, nu știu, deci stabilești câte minute joacă un jucător înainte de a vedea ce face în acele minute, nu știu, dacă dă, nu știu, și ce încredere poate avea jucătorul acela, îți dai seama ce presiune e, că el în 45 de minute știe că trebuie să dea tot ce are mai bun. E o presiune imensă, dacă știe că dacă nu face ceva extraordinar, gen să dea 2-3 goluri sau mai știu eu, va fi schimbat. Mi se pare o prostie mai mare decât Gigi Becali să abordezi, să ai o asemenea abordare față de un jucător. Bineînțeles, Bogdan, este... minute. Este cea mai bună dovadă de amatorism și asta până la urmă se vede și în rezultatele FCSB-ului. Și în această seară, dacă n-ar câștiga FCSB-ul, să știi că nu m-ar surprinde deloc. Am înțeles, inclusiv ieri a zis patronul roșialbaștrilor că el le dă mână liberă în general antrenorilor. Așa s-a întâmplat și în prima etapă cu Dinu Todoran, care l-a jucat pe Crețu în fața apărării și apoi a văzut că nu merge bine jocul și la pauză a intervenit el, evident, și l-a trimis pe Crețu cine în centrul apărării. Gigi Becali a da, văzut că da, nu da, merge. Da, da, asta a și zis, da, că l-a lăsat inițial pe Todoran să facă echipa cum vrea, a văzut că nu merge bine și evident că a intervenit el și a făcut cele trei schimbări la pauză, da, inclusiv cu trecerea lui Crețu în centrul defensivei. De asta zic că e o dovadă uriașă de amatorism acolo. Da, cred că atunci când spunea că dă mână liberă antrenorilor este doar atunci când aceștia scriu echipa de start, altfel nu-mi explic. Pentru că altfel nu poate fi vorba de așa ceva. Uite, să spunem că e o schimbare la noi, a intrat Radu Boboc în locul lui Florin Ștefan, o primă schimbare făcută și de Mirel Rădoi. Atacăm acum... E o acțiune interesantă a noastră la marginea careului, dar a fost depostedat ușor Dobre, care are și un cartonaș galben. Da, să vedem ce parie Mandrei în această repriză secundă, nu? Da, hai să intrăm. Să ne luăm inima în dinți și să pariem și pe repriza a doua.
Da, până la urmă am avut ghinion uriaș în prima repriză, adică nu putem spune că am pariat rău și mai ales că era o cotă de 2-0-4. Da, gol primit în prelungile primei reprize dintr-o fază fixă, de fapt un autogol. Da, după da, o fază. Da. Asta e, uite, încercăm poate victorie, bine, România victorie cotă 1.40, nu e rău. Sper să... Sub 2,5 goluri mi se pare o cotă bună, 1.53. Foarte bine, uite, sunt de acord cu tine, Andrei, mergem pe varianta asta. Atunci hai să punem așa 100... 120 de lei, astfel încât să avem un profit de 65 de lei. Și dacă vrei mai punem un bilet. Mai facem, sigur. Fără probleme. Știi că îmi place să pariem așa. Mai ales când sunt cote generoase. Da, văd că am intrat mai curajos și avem... avem posesia, ținem de minge acolo și să sperăm că vom reuși să păstrăm controlul partidei până la finalul meciului. Zi, scuză-mă dacă vrei să spui ceva. Nu, nu, doar eram atent, uite, dădusem un pic să văd și ce se întâmplă la meciul Germaniei cu Brazilia, acolo chiar era spectacol, am zis să văd, poate pariem ceva și de acolo, nu de altceva. Bineînțeles. La cum se joacă, nu m-ar mira să mai vedem goluri. E 3-0 după 37 de minute, deci toate șansele să mai vedem goluri. Hai să vedem ce găsim. Momentan sunt blocate pariurile. Da, am văzut. Oare s-o mai marca? Nu cred. E posibil, nu m-ar mira. Dani Alves, de când nu l-am mai văzut pe Dani Alves jucând? Probabil tu l-ai mai văzut. Da, ce să spunem, se... E o plăcere să-l mai vezi jucând pe teren pe Dani Alves. Așa că e de lăudat și această inițiativă de a apela la el pentru acest turneu olimpic. De regulă, brazilienii aduc unul dintre starurile lor așa consacrate la fiecare turneu olimpic. Deci, uite, țin minte, în 2016 a fost Neymar, care nu mai avea drept să jucă. În 2012 era eligibil pentru echipa olimpică, în 2016 nu mai era. Da, pe avea deja 24 de ani. Da, și s-a apelat la el, efectiv, tocmai pentru a ajuta Brazilia să câștige aurul olimpic. Spuneam că era vorba de realizarea marelui șlem pentru Brazilia, care câștigase Cupa Mondială de atâtea ori, Copa America, dar îi lipsea aurul olimpic și acum s-a închis cercul, practic. Evident că acum Brazilia vrea să își apere titlul olimpic, acum uite, l-are pe Dani Alves în lot. Da, păi gândește-te pentru tinerii jucători din lot, ce înseamnă să ai un coleg precum este Dani Alves. E clar că e un boost așa de moral, de încredere și de experiență pentru evoluția echipei. Și uite, Australia are 2-0 cu Argentina, minutul 80, s-a terminat meciul. Practic, Argentina în 10 oameni pierde așadar în fața Australiei. Și uite, Australia conduce grupa din care fac parte Spania și Argentina. Incredibil. Da, continuă surprizele la acest turneu al Jocurilor Olimpice. După victoriile Mexicului, în special, scorul a fost surprinzător aici, nu neapărat că a bătut Mexic reprezentativa Franței. După remiza albă dintre Egipt și Spania și după victoria Noii Zeelande cu
Corea de Sud. Ei bine, acum vedem o victorie cu 2-0, cel puțin este minutul 80 a Australiei în fața Argentinei. Ne ziceau prietenii noștri aici și câteva ponturi pentru meciurile de diseară. David DVD zice că FCSB va lua sigur gol. Da, sperăm noi să bată cu 3-1 să ne iasă handicapul. X pauză 1 final, ne zice și Gabriel Bădescu la FCSB. Mihai 80 a jucat o cotă de 4.50, că în repriza a doua se vor marca cel puțin 2 goluri la Honduras și la Japonia. Da, din păcate n-a fost nimic acolo. Bun, vedem, e 0-0 și la Japonia, Africa de Sud și în continuare același scor înregistrat și la pauză între Honduras și România. Multă baftă oricum, Mihai. PGG la FCSB, ne zice Alex Ioniță. Nu prea îmi dau seama ce înseamnă. Ai idee tu, Bogdan? PGG? Cred că la, nu știu, dar nu, nu credeam că prima repriză sau la pauză, dar nu. Uite, trebuie să mă uit exact, că e de la o anumită casă de pariuri acest tip de pariu, să văd exact ce reprezintă. Oricum, imediat mă uit și încerc să explic. Am găsit 1 și PGG. Cred că e echipa gazdă, marchează primul gol. Cred că asta înseamnă. Da, echipa gazdă înscrie primul gol. Primul gol gazdă, da, corect. E da, posibil să sunt perfect, da, sunt perfect de acord. Da, corect, primul gol gazdă, așa e. Alex Ioniță, Luci. Da, n-ar fi rău pentru fotbalul românesc cei ce Luci, dar e destul de greu. A zice chiar imposibil. Eu a zice să ne mulțumim cu o calificare în grupe. Luci ne spunea că FCSB va câștiga în acest sezon Conference League. Hai să fim serioși. Ne zice Gabriel Bădescu, dacă se termină X la Sepsi, ați pierdut biletul. Păi nu, Gabriel, pentru că am jucat 1X. 1X. N-am pierdut biletul. Imediat că mi-a luat o razna chat-ul, am văzut că s-a mai făcut o schimbare, a intrat Sefer în locul lui Valentin Gheorghe, așa cum spuneam și în prima repriză. Florin Ștefan și Valentin Gheorghe mi s-au părut absolut inexistenți și asta a văzut și Mirel Rădoi. Gabriel Bădescu, fotbalul german este în jos de ceva timp, mai mult la nivel de echipă națională, aș spune. Ce ziceți de Brazilia cu Germania? Ce pariuri propuneți pentru acest meci? Deja este 3-0 pentru Brazilia, ne întreabă Mihai Alexandru. N-am apucat să mai pariem nimic. Păi nu, se blocaseră cotele, da. Dar putem încerca. Uite, chiar am intrat acum pe oferta live, evident că nu mai este vreo cotă pentru Brazilia, dar uite, mi se pare incredibil că pentru a se mai marca măcar un gol în meci, o cotă de doar 1.16. Deci, uite, și pentru varianta peste 4, să se mai dea două goluri, o cotă de 1.74, poate să pariem, uite, următorul gol, tot Brazilia, cotă 1.74. E aceeași cotă cu varianta peste 4.5 goluri. Mă rog, eu zic că e mai ok să joci cu următorul gol Brazilia decât să se mai dau încă două goluri. Cu toate da, că asta cu siguranță. Uite, stai să vedem că aici se schimbă imediat cotele la Brazilia cu Germania. E și finalul primei reprize, ce-i drept, și acest lucru e cumva contează în acest vedere. Uite, avem deja 121 de like-uri. Mi se pare impresionant, Andrei, mai ales că suntem la oră mai neobișnuită, mai ales că suntem în timpul săptămânii. Da, și numărul de utilizatori care au stat constant aici pe live-ul nostru a fost foarte mare, niciodată n-am scăzut sub 130 și cu această ocazie vă mulțumim, prieteni, pentru susținere, pentru activitatea voastră de astăzi.
Dar mai avem oricum încă vreo 35 de minute, ai zice eu, în față. Honduras-România în continuare 1-0 pentru naționala lui Mirel Rădoi. Și până la urmă pe ce să pariem, Bogdan? La Brazilia-Germania? Păi hai să luăm că mai dă un gol Brazilia și știi de ce? Pentru da, că da, din nou sunt blocate. Am văzut un... Da, e posibil, uite, e penalti Brazilia. Scria Emi, uite, tot el ne-a spus că e penalti Brazilia, spune praf Germania, trebuia să fie vreo 6 pentru Brazilia. Asta m-a inspirat să luăm că se mai dă măcar un gol în meci. Uite, e penalti, șansă de 4-0 pentru Brazilia în minutul 45. Da, când am vrut să pariez înainte să facem această mică pauză, când ai zis tu că se schimbă foarte repede cotele, deja dispăruse acea variantă cu golul al patrulea Brazilia, probabil de asta. Uite, Mateusz Cunha e cel care execută, atacantul celor de la Hertha Berlin. Hai să vedem aici... Minutul 45 plus 2 deja, poate fi 4-0 pentru Brazilia și cred că acum se întoarce acel Mineiraso din 2014 împotriva Germaniei, la cum arată lucrurile. Da, dezamăgitoare prestația Germaniei, nu m-aș fi așteptat. Oh, ratează! Oh, oh, oh. Ratează Mateusz Cunha, rămâne 3-0. Da. Da, n-a fost chiar rea execuția, dar excelentă intervenția portarului. Putem paria acum. Nu. Păi mai pariem? De ce? Următorul gol, uite, e... cotă chiar mai mare, 1.79. Nu cred că se opresc aici brazilienii totuși. Hai să punem 100 de lei. De ce nu, Andrei? Sper că ai putut prinde cota. Acum, se blocase deja. Uite ce ne spune Mihai 80, sunt la lucru, nu vă pot vedea, dar v-am conectat prin Bluetooth la boxele de la excavator și vă ascult cu plăcere. Wow! Mihai, por la lucru, la tine eu... Oh, aici ocazie pentru noi, Dobre a fost, a trimis peste poartă. Spuneam la Mihai, cred că e ora prânzului acum, ora 13, la, în Anglia din câte am înțeles. Spor la lucru, Mihai, ne bucurăm că... Da, spor la treabă. Te susținem acolo cu ponturile noastre. Ne scrie aici, scrie Mihai, când intru în vacanță cu un pont pe zi. Păi un pont pe zi va intra în vacanță chiar înainte de finalul Jocurilor Olimpice. Pe 5 august va fi ultima ediție, înaintea vacanței, practic, și pe 30 august ne întoarcem la treabă, între 6 și 30 august, așadar un pont pe zi va fi în vacanță. Când va fi toată oferta plină pentru pariori, cu meciuri în toate campionatele. Așa este. Revenim în forță, dar am spus să rămânem așa în activitate până se termină Jocurile Olimpice, practic ultima competiție majoră a acestei veri. Apoi se reiau toate campionatele, vom avea oferte din plin. Nu vom mai vorbi doar de meciuri ale unor echipe obscure prin cupele europene, poate, exceptând poate echipele noastre și, evident, meciul cum a fost cel de ieri dintre PSV Eindhoven și Galatasaray, dar acestea sunt rarități în aceste momente. La sfârșitul lui august acestea vor fi obișnuință. Bineînțeles, uite, Gabriel Bădescu ne zicea că Pedri va fi Xavi 2,
iar Mihai Alexandru Sift ne ajutase cu un pronostic 1 plus pentru Brazilia, dar asta am și pariat până la urmă. Mihai, mulțumim. Și de asemenea ne spusese PGG egal primul gol gazele. Mulțumim pentru ajutor ca de fiecare dată, prieteni. Imediat săriți în să ne ajutați cu răspunsurile voastre. Alex Ioniță la fel ne zicea și el primul gol gazdele. Adrian, în schimb, nu înțelege de ce ne grăbim așa noi, naționala României, pentru că sare mingea din tot jucătorii și nu putem să ținem de ea. Praf Germania... că nu este, nu este un, o viteză de joc extraordinară, adică e un ritm destul de lent, totuși. Mă rog, oarecum firesc, pentru că e primul meci, există și nu știu, acea tatonare tradițională, să spunem, mai ales la primele partide, și asta se vede în, și în jocul nostru. Altfel nu e un ritm extraordinar al partidei, trebuie să spunem. Uite, ne scrie aici Silviu Mihai, sunt 32 de grade în UK, pe excavator te compătimesc. Și, uite, spune Emi Pedro, cât de slabă este Germania, nu am mai văzut Germania la nicio competiție, cred, să se apere așa de slab. Și Yellow Dog ne spune că la el este 5 dimineața. 5 dimineața, păi prin ce parte a lumii te afli? Deva spre, nu știu, nici nu știu, Statele Unite, pe coasta de vest, sau altfel nu-mi explic. Ca să fie 5 dimineața acolo, e un decalaj de vreo 8 ore, nu, de 10 ore, un decalaj de 10 ore pe unde ai putea să te afli, poate ne spui, Yellow Dog. Treaba aici, spune Mihai 80, am aer condiționat, Silviu, și Mihai întreabă cine credem că va câștiga anul acesta balonul de aur. Greu de spus. Acum probabil de... va câștiga Messi, pentru că nu prea văd cine ar putea să ia altcineva, nu că ar fi avut niște performanțe incredibile Messi în acest an. Da, cu toate că, nu știu, m-aș îndrepta spre un jucător european totuși, pentru că, ok, Messi a câștigat Copa America cu Argentina, fără a fi neapărat, a fost golgheterul competiției, ce-i drept. A câștigat trofeul în calitate de capitan, jos pălăria, dar la Barcelona a avut un sezon slab. Da. Mai contează ce s-a întâmplat și în a doua parte a anului, pentru că e luat în considerare tot anul calendaristic 2021. Poate o prestație bună a lui să-l ajute să câștige trofeul, altfel aș da trofeul unui fotbalist european, unul dintre cei care au câștigat Champions League și au avut un parcurs cât mai lung la Euro. Cam spre asta m-aș orienta eu, dacă este să se da, dar asta de zic bază. Că nu cred că vor gândi toți ca tine, Bogdan. Da, cu toate că criteriile originale de la înființarea balonului de aur, acestea au fost performanțele cu echipele de club, cu echipa națională, performanțele individuale, cam acestea sunt cele trei repere care trebuie luate în calcul. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui un jucător, nu știu, de la Chelsea, evident, și care a avut un parcurs bun și la Euro și care, evident, va trebui să aibă și o doua parte a anului destul de bună în noul sezon, practic. Nu știu, da, poate da, da. N'Golo, totuși, mă surprinde faptul că francezii, deși au ei oferă trofeul, nu s-au orientat către unul de al lor în momentul de față. E drept că votează corespondenții din toată din toată lumea de la France Football. Hai să vedem faza asta, o ocazie. Oh. Aproape de 2-0. Sefer sau cine a fost acolo? Da, Sefer a fost, Sefer. Noul intrat.
Hai să vedem din nou pe Sefer. Zi. Schei Pedro, cred că 75% din românii de pe chat sunt în diaspora, într-adevăr. Și Elodor ne spune că din California ne scrie, da. Salutări acolo în state. Cu asta, am spus eu, cu asta de vest, da, din Statele Unite. Mi-a ieșit bine anticipația. Spune Mihai Alexandru dacă Donnarumma poate câștiga balonul de aur. Ar putea câștiga, dar nu știu, dacă ar fi să se acorde balonul de aur, cred că ar merge mai degrabă către un alt jucător, poate Jorginho, pentru că a luat și Champions League, a câștigat titlul european. Donnarumma, chiar dacă a fost considerat jucătorul turneului, totuși nu cred. Un singur portar a luat totuși balonul de aur în întreaga istorie, este vorba de Lev Yashin. În rest, n-au mai existat portari care să ia balonul de aur și ce portari au fost și de la Lev Yashin încoace, dincolo de toate. Uite, ne întreba aici, mai erau mesaje, scrie George Rareș, sunt în drum spre București la FCSB la meci. Oh, felicitări! Lewandowski are șanse, ne spune Raul. Ar avea șanse, numai că din punct de vedere al naționalei nu da. A ieșit în față și e greu să iau un jucător care n-a avut... Da, eu de asta zic o să... De Copa America nu prea ai cum să dai balonul de aur cuiva care nu n-a performat în competițiile internaționale până la urmă. Da, eu de asta zic o să ia Messi, pentru că nu are nimeni altcineva cine să ia, adică nu e un favorit atât de mare sau un alt jucător care să fie impresionat cu rezultatele, deși îți dau dreptate, Bogdan, poate că ar fi meritat un Kanté, un Jorginho, dar asta cred eu că se va ajunge din nou la Messi. Uite, ne întreba Ionuț Tudor dacă ieșim din grupă, de ce echipă dăm? Am întâlnit o echipă din grupa A, Mexic, Japonia, Africa de Sud sau Franța. Momentan Mexicul este pe primul loc, a trecut cu 4-1 de reprezentativa Franței, iar acum Japonia și Africa de Sud se află la egalitate 0-0. Da, uite, mai erau mesaje, mai citit-o cel al lui Ionuț. Alex Adri spune că a pus 100 de euro pe egal la meciul României. Adrian mă întreabă de ce nu mai comentez, îmi place cum făceai, ui Dumnezeule, da. Nu mă întreba pe mine, Adrian, momentan mă mulțumesc, mulțumesc doar cu aceste comentarii pe canalul de YouTube Telecom Sport România. Și altfel... drept dovadă că lumea apreciază, Bogdan, că uite ce comunitate frumoasă, inclusiv la ora 14, în timpul săptămânii avem atâția oameni alături de noi. Exact, uite aici, văd că a intervenit cineva din Italia, spune Grecom, ciao, sono dell'Italia, come il risultato? 1-0 per Romania. Uite, spune George Rareș, să nu mă duc degeaba să facă egal, că îi bat pe cei de la FCSB. Nici noi nu sperăm să facă egal, avem victorie la cel puțin 2 goluri, Rareș. Spune Daniel, uite, salutare din Londra, parcare Neuer balonul de aur, nu balonul de aur, ci a fost titlul de jucătorul anului în Europa, în Champions League, este o distinție dată de UEFA, dar balonul de aur, premiul oferit de France Football a fost câștigat de un singur portar în întreaga istorie, este vorba de Lev Yashin. Uite aici spune Zăzi, ar trebui să se dea 2 baloane de aur, unul pentru anul acesta și unul pentru Lewandowski. Iar Ionuț Tudor spune acceptabil, am putea continua parcursul la Jocurile Olimpice. Da, am putea ajunge măcar în sferturi, dacă nu chiar în semifinale cu puțin noroc. Dacă, depinde pe ce întâlnim, da. Exact, dar ar fi o șansă imensă și ce spuneam mai devreme, cota acestor jucători ar putea să crească considerabil în cazul în care am ajunge măcar în semifinale. Uite, ne scrie aici
Codrin, comentatorul în tricoul albastru, te știu bine de tot după voce, dar ți-am uitat numele. Bogdan Sokol e numele meu, ca să-ți răspund. 1-0 Japonia, pus Africa de Sud, gol marcat de Kubo. Uite, mai sunt nume importante, Takefusa Kubo, un jucător legitim la Real Madrid. Exact. Uite, el a deschis scorul pentru japonezi, pentru Japonia oricum. E turneul lor, e important să aibă o prestație cât mai bună. Conduc cu 1-0 Africa de Sud, minutul 73. La fel și pentru noi, 1-0 după 73 de minute. Mă întreabă Zăzi, spune că am o voce de comentator de Formula 1, dacă am comentat vreo cursă. Nu, aici îi las pe specialiști. Am un prieten foarte bun care comentează Formula 1 la Digi Sport, e vorba de Florin Ion, la Lux și Telecom Sport. Este un alt fost coleg de-al meu și un amic deosebit, Berti Panaiot. Deci am cunoștințe în domeniu, mai am oameni care comentează Formula 1 și o fac foarte bine, cum este, spuneam, Berti Panaiot, Florin Ion, sunt oameni specializați, acolo nu mă bag, îmi place Formula 1, mai bine spus îmi plăcea înainte, acum pare din nou atractivă odată cu ascensiunea lui Max Verstappen, dar mă limitez la fotbal, uite, nici și la fotbal mai greu, dar ne bucurăm cu tot ceea ce ne oferă viața și Dumnezeu. Uite aici, văd că e o nouă schimbare, Andrei, văd, iese Rațiu. Da, este deja a cincea schimbare. Iese Rațiu și intră Grigore. Da, 5 schimbări a făcut a făcut Mirela Rădoi până acum, ne ajutase și Yellow Dog, prietenul nostru din California cu scorul. Japonia, da, 1-0. Noi suntem încă la 1-0, ne întreabă Davis Nicolae. Da, Nicolae, avem în continuare 1-0, minutul este 75. Emi Pedro zice, Bogdan, îmi aduc aminte când comentai oțelul, am dat subscribe și pentru asta și... Abe, Abe, salutări din Japonia. O, te salutăm și noi, Abe, de acolo, direct din Japonia. Mr. Vic, salutări din Norvegia. Te salutăm și noi, Vic, te așteptăm să ne spui și din ce oraș ne scrii din Norvegia și câte grade sunt acolo la voi, chiar sunt curios. Apropo de Formula 1, ce credeți despre incidentul de la Silverstone? Ne întreabă Alex Ioniță, probabil acela din primul tur cu Hamilton, nu? Da, nu am urmărit cursa, sincer să fiu, n-am fost în București, n-am avut un televizor în preajmă în weekend. Nu știu, n-am văzut, am auzit doar, am citit, da, dar... Da, a făcut o manevră Hamilton astfel încât să-l scoată din cursă pe Verstappen. A și fost acuzat, apoi și jignit și abuzat rasial pe rețelele de socializare. A fost un întreg... scandal pe rețelele de socializare. Ulterior, FIA și reprezentanții Formulei 1 au sărit în apărarea lui Hamilton, care marea problemă a susținătorilor sau a admiratorilor acestui sport a fost că pilotul britanic a declarat după cursă că nu are de ce să ceară scuze pentru că el nu a greșit cu absolut nimic. Da, tipic pentru Hamilton, dincolo de toate. Uite, mai sunt mesaje. Mihai spune unde au fost ultima oară în Europa Jocurile Olimpice, în 2012 la Londra. Ne scrie și Angelita Sanchez, Honduras, scrie aici. Angelita, hola chica. Uite, scrie mi Pedro, wow, Australia a bătut Argentina.
Da, păi era 2-0, 2-0 s-a și terminat, a început repriza a doua la Brazilia cu Germania, unde avem un pariu pus că Brazilia marchează următorul gol, cotă 1.74, Andrei, sau cât a fost? Următorul gol Brazilia 1.79. 1.79, bun. Uite, Mihai 80, uite, vorbește și de Mihai Dolinski, Dumnezeu să-l ierte pe fostul nostru coleg. Da, tragic, dincolo de toate, Andrei, tu l-ai cunoscut și mai bine, pentru că ai fost coleg cu el atâta timp, a fost, chiar ați comentat împreună finala Euro 2020. Da, și multe, multe alte partide de la Euro 2020, din păcate nu am apucat să-l aducem aici prieten pe canalul de YouTube Telecom Sport România, dar cu siguranță l-ați remarcat pe Mihai pe canalul meu de YouTube, pentru că ulterior am primit și eu foarte, foarte multe comentarii în privat. Este o pierdere uriașă pentru breazla noastră. Era cu siguranță cel mai talentat tânăr comentator sportiv, avea un viitor superb în față și așa cum a scris și Bogdan ieri într-un editorial cu adevărat emoționant, Mihai este o pierdere uriașă pentru ce înseamnă jurnalismul sportiv. Astăzi a fost condus pe ultimul drum, Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mihai. Da, ce scriam eu, Andrei, pentru cei care nu au apucat să citească, cu toate că au fost foarte mulți cei care au intrat să citească ce am scris despre Mihai. Eu l-am cunoscut cu mult înaintea celor care au mai scris despre el recent. Eu îl știam de acum 9 ani aproape, când el nici nu doar aspira să intre în presa sportivă, dar era un tip foarte pasionat. Îmi scria și la 3 noaptea când comenta meciuri de Copa Libertadores, erau unele analize foarte pertinente, mai ales pentru un puș de 20 de ani. De aceea m-a impresionat. Și apoi faptul că a reușit să ajungă în breaz la asta, urmându-și pasiunea, mi s-a părut extraordinar. Și îmi pare rău că chiar Andrei mi-a recomandat să-l invit și la mine la un pont pe zi. Aveam în plan acest lucru, din păcate nu am mai N-ai apucat. N-ai mai apucat. Trist oricum, fără îndoială. Da, așa este. Uite, mai sunt mesaj, uite, ne scrie Comte de Rochefort. Jorginho va lua anul ăsta balonul de aur spre ciuda multor români. Nu știu dacă sunt, nu știu, în ciuda românilor. Până la urmă nu avem nimic cu Jorginho, nici cu Italia. Până la urmă, cred că majoritatea românilor au ținut cu Italia în finala Euro decât cu Anglia, sincer vorbind. Uite, ne scrie Grecom aici, bravo Gigi Buffon, numero uno. Zăzi ne spune Buffon mai mare decât Donnarumma. Și fii atent, avem și din Australia salutări, primim de acolo salutări, Floare Someșan și Marian Radu, salutări din Germania, ne întreabă dacă mai vine golul la România. Păi să vină golul doar dacă îl marchează tricolorii noștri, dacă nu, poate să rămână și așa Marian aici. Radu. Da, altfel uite, ce părere aveți de Victor Valdez? Oh, Valdez, ultima dată cred că acum vreun an am scris o știre despre el, era la o echipă din Liga 3 din Spania, antrenor, nu mai țin minte exact. Da, ceva de genul. În momentul de față nici nu știu care mai este. Acum, Orta, uite, Orta, echipa, mă rog, în 2021, anul acesta, a încheiat conturile cu echipa aceasta. Da, rămâne de văzut, aici un fault făcut asupra lui Sântean, în 82. Da, dar arbitrul a dat fault pentru Honduras. Ia să vedem. Da, mi se iar pare o gafă uriașă. Hondurianul e cel care, da, lovește. Și îți dai seama de asta numai când vezi unde s-a dus mingea. E clar că el n-avea cum să o trimită acolo. E clar că românul nostru, jucătorul nostru a atins mingea și a trimis-o acolo.
dar vedem că primește și galben Sântean. Na, până la urmă, la acest nivel, nici arbitrajul nu trebuie să avem prea mare așteptări de la el. E un arbitru din Uruguay, totuși acolo de regulă nici nu se prea sancționează asemenea intervenții. Acolo jocul este mult mai dur decât în Europa. Aici, da, o greșeală majoră, nu avem VAR la Jocurile Olimpice. Cumva e un avantaj pentru noi, Andrei, dincolo de toate, chiar dacă acum a fost împotriva noastră decizia arbitrului, pentru că noi suntem obișnuiți, bine, și hondurienii la fel. Dar mă refer la, nu știu, când vom întâlni echipe, sper să întâlnim și echipe, alte echipe din Europa la acest turneu olimpic. Noi nu avem parte de VAR în Liga 1, deci suntem obișnuiți da. Să jucăm fără aceste video. Așa e, uite, ne-a zis și Zăzi, din câte am înțeles, acum este antrenor de portari la Masia, la Academia Barcelonei. Mulțumim pentru precizări, Zăzi. Gabi Jr, salutări din Babadag, zi seară, cu părere de rău spun că FCSB va avea probleme. Să sperăm că nu va avea probleme FCSB-ul, avem și noi victorie la handicap. Iar Nan Marian zice salutări din Mozambic, vă urmăresc cu interes, succes România. Mulțumim, Marian, te salutăm și noi de aici și hai, le ținem pumnii tricolorilor în aceste ultime 10 minute. Continuăm să fim la conducerea partidei 1-0 pentru naționala lui Mirel Rădoi. Acum cu siguranță va fi cel mai greu pentru că vor veni peste noi jucătorii din Honduras, dar am încredere că până acum nu s-au mai apropiat periculos de poartă și chiar am credere că vom rezista. Suntem încă și cu pariul nostru, Bogdan? Da, e totul în regulă. O cotă de 1.53, am prins-o chiar foarte bine. Da, să sperăm că, oricum, noi avem sub 2.5 goluri, deci da. Încă un gol în meci nu ne afectează. Dar e bine să rămână așa. Doar dacă mai mânstriem noi un gol, atunci ar fi excelent. Dar altfel, nu știu, am arătat destul de multă prudență. Ne-a așteptat de multă prudență în această partidă. Oh, excelent acolo, Sântean. Hai să vedem faza, da. Dar n-are cu cine. Da. Spuneam, am arătat prea multă prudență chiar pentru Mirel Rădoi, dar nu este un lucru rău până la urmă. Aici șut, prinde portarul. Frumos, a intrat bine Sefer, să știi. Da, da. Un jucător destul de tehnic. Schimbări bune făcute de Rădoi. Jucătorii pe care i-a introdus în această repriză secundă chiar s-au mișcat bine. Da, ulterior văd că a trecut Marin pe postul lui, probabil și-a dat seama și Mirel Rădoi că nu i-a ieșit acest experiment. Și Sântean a jucat bine. Da, da, da. Un jucător puternic, pe stilul acesta este Sântean. A ținut bine de minge de când a intrat și să sperăm acum că prin introducerea lui Grigore cu această linie de fundași, 5 fundași extrem, extrem de puternici, să sperăm că vom avea rezultate foarte bune, pentru că îl văd pe Băluț acolo în centrul apărării alături de Grigore, de cine mai este acolo, de Ghiță și Boboc și cu Pașcanu fiind dreapta aici. Da, Pașcanu. Hai, uite, văd că ne apărăm bine, ieșim pe contraatac, e bine, arată bine jocul. Aici, blocat Sântean, dar tot el revine da, pentru o din păcate, preluarea a fost mult prea lungă. Uite, ne scrie aici Zăzi, ar fi frumos să avem echipele calificate. Sunt polist, dar susțin orice echipă din România care joacă. Uite, succes FCSB, calificările pentru o competiție importantă. Da,
frumos acest mesaj Zăzi. Așa este normal să susținem cei care echipă din România, pentru că ne ajută și la, la coeficientul UEFA, care nu este unul cu care să ne prea lăudăm în ultima vreme, dar e bine să acumulăm cât mai multe rezultate pozitive în cupele europene. Aici văd... Avem nevoie, pentru că de asta am și ajuns să nu mai avem nicio echipă în Europa League până la urmă. Exact. Cât Benta văd că nu este mulțumit de naționala noastră. Da, n-am avut cel mai strălucit joc, n-am avut posesie astăzi, dar până la urmă cât trebuie să-l înțelegem și pe Mirel Rădoi, s-a lovit de foarte, foarte multe probleme în aceste demersuri ale sale de a definitiva un lot cât mai puternic la... Da. Hai să o spunem corect, Andrei, da. Să încropească o echipă, să adune niște jucători și să-i pună să joace împreună, pentru că nu este nici omogenitate. Deci omul s-a descurcat și el cum a putut, cu resurse limitate. Da, și momentan văd că iese perfect. Cei drept n-avem nicio grupă de speriat. Este minutul 89 și să sperăm că vom avea maturitatea necesară, chiar dacă avem un lot foarte, foarte tânăr, să ținem de rezultat chiar până la fluierul final al arbitrului. Da, uite, nu sunt de acord cu ce spunea Adi Cristian Rădoi, este un antrenor. Sunt convins că dacă vom avea o performanță la aceste Jocuri Olimpice, poate să ajungem în semifinale, poate să luăm și o medalie. Lumea va spune că a fost un turneu slab, cu echipe care erau valoric sub noi. Dacă va fi să ieșim cât mai repede din competiție, oricum, în orice moment, și în sferturi sau ceva de genul acesta, se va spune că asta este valoarea antrenorului. Nu sunt deloc de acord cu acest lucru. Până la urmă, dacă învingem acum Hondurasul, e încă din start o mare performanță la condițiile în care s-a desfășurat selecția pentru acest lot olimpic și în același timp ținând cont și de experiența hondurienilor. Hondurasul a remizat cu Germania. Germania care acum este uite, e 3-1 Germania, 3-1 pentru Brazil. Germania nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit, uite, Amiri, cel care a înscris pentru nemți, minutul 57. Da. Dar chiar și așa, totuși, e o echipă care, spuneam, a jucat în semifinalele turneului olimpic în 2016. Maximilian Arnold, un alt nume important la germani, jucătorul lui VfL Wolfsburg. Deci, uite, sunt nume importante și la germani. Deci, s-au găsit cluburi care să dea jucători la toate echipele de la turneul olimpic. Doar la noi, aproape toată Liga 1 a refuzat să ofere fotbaliști lui Mirel Rădoi. Andrei Nimbacken zice mulțumesc pentru transmitere, sper că va prinde România măcar sferturile și noi îi mulțumim că ai fost alături de noi, Andrei. Zăzi spune că avem un campionat slab, e păcat că fotbalul nu se mai joacă cu pasiune în zilele de astăzi, se joacă mai mult pentru bani, mai rar cu suflet pentru țară, de cel mai multe ori da, perfect de acord, Zăzi. Echipele mari au în general și mult noroc, cam așa cum a avut România acum. Bravo băieți, poate se leagă o generație faină. Hai să sperăm că vom câștiga în acest meci. Și până la urmă, Bogdan, să știi că dacă vom câștiga această partidă, cred că vom câștiga... Nu, voiam să zic că fără șut pe poartă, dar până la urmă am tras pe poartă. Da, așa deși e. Deși pe statistici nu apare, dar parcă a tras Sefer, n-a tras Sefer pe poartă? Nu, am avut șut pe poartă. Asta țin și eu minte, dar pe statistici văd că nu apare. Foarte ciudat.
Ah, shots on goal, da, pe Flescor așa este, niciun șut pe poartă. Dar România. Eu țin minte că cel puțin Sefer a avut două. Eu știu, știu care aparat portarul lor, da. Dar mă rog, uite, ne spune aici Mihai 80, vă doresc o zi frumoasă, felicitări pentru încasări, Andrei, ne auzim diseară pe canalul tău de YouTube la meciul FCSB-ului. Da, te aștept, Mihai, cu mare drag, și pe voi toți prieteni, aveți link-ul în descriere către canalul meu. Diseară voi face un nou live pe meciul dintre FCSB și Shakhtar Karagandy. Apoi mi se încheie mie live-ul și vă așteaptă Bogdan pe B1 TV la emisiunea Un Pont pe Zi. Așa maraton, Andrei, n-a mai fost. Să începem la 2, să terminăm după miezul nopții, așa cu o mică pauză între, între live-uri. Da, frumos așa. Cred că e o zi frumoasă pentru toți pariorii până la urmă. Uite, ne scrie Zăzi. Avem un campionat slab, este păcat că fotbalul nu se mai joacă cu pasiune în zilele de azi, se joacă mai mult pentru bani, mai rar cu suflet pentru țară. Jucătorii care au evoluat astăzi au evoluat cu sufletul, dincolo de toate. Jos pălăria pentru felul în care au evoluat. Cluburile, conducătorii cluburilor sunt interesați mai mult de bani și mai puțin de interesul național, dincolo de toate. Uite, Daniel spune, echipele mari au în general și mult noroc, cam așa a avut România acum. Bravo, băieți, poate se leagă o generație faină. Am avut ceva emoții aici. Da, uite. Dar din fericire s-a dat faul la portar și a fost fault la Ioani. Da, uite, e victorie pentru România, început cu dreptul pentru echipa lui Mirel Rădoi. Uite, le scrie Ion Dumitru, prea multă vorbă pentru unii care nu ne vor aduce medalie. Hai să-i susținem pe cei care ne vor ridica drapelul pe Qatar. Hai să nu dăm cu pietre înainte de a se termina turneul olimpic. România începe cu dreptul 1-0, ca să răspundem și lui Alex, care ne-a întrebat că s-a terminat meciul. Victorie pentru România după un autogol al lui Oliva. Un succes cumva italienesc al naționalei noastre, un succes al vechii Italii, să spunem, Andrei. Scuză mijloacele, puțin spectacol, puține ocazii, dar maximum de puncte este ceea ce ne interesează. Nu am luat gol, avem 3 puncte, la fel ca și Noua Zeelandă. Și, evident, putem să abordăm cu mai mult optimism meciul de duminică. Atunci se joacă partida cu Coreea de Sud, următoarea adversară la acest turneu olimpic. Bun, păi am ajuns la finalul live-ului, prieteni. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Ați fost extrem de activi, ați fost minunați aici în chat-ul pe care l-am avut pe acest live stream. Vă mulțumim și pentru like-urile primite, 152, vă mulțumim pentru toată susținerea, cam atât pentru moment, ne revedem evident săptămâna viitoare cu un nou live aici pe canalul de YouTube, activați, nu uitați să activați și clopoțelul de notificări pentru că nu știm momentan ce meci vom alege, așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu această națională a României și apoi vom lua o decizie, așa că dacă nu vreți să ratați clipurile postate de noi și live-urile făcute pe acest canal, activați clopoțelul acela de notificări. Cam atât pentru moment, eu am fost Andrei Dumitru, Bogdan Socol alături de noi, mulțumim încă o dată pentru prezență, Bogdan. Da, și eu mulțumesc Andrei și celor care au fost alături de noi, nu puțin după numărul de like-uri, după mesajele pe care le-am primit, motiv pentru care vă mulțumesc încă o dată, să ne revedem cu bine cu Andrei pe canalul său de YouTube la 21:30 când începe FCSB cu Karagandy. Cu mine astăzi la miezul nopții, când vă prezint ponturile weekendului și săptămâna viitoare ne reîntâlnim în această formulă, vom stabili exact ce partidă, poate fi meciul României cu Noua Zeelandă, miercurea viitoare, așadar la ora 14, sau vedem un alt meci din cupele europene sau din Liga 1, avem de unde alege, ceea ce este foarte bine. Andrei,
ce să spun, o zi minunată și ție și să ne revedem cu bine. Mulțumesc la fel, Bogdan, și la fel vă dorim și vouă, prieteni, o zi frumoasă și multă baftă diseară cu toate biletele, la fel și în weekend. Vă ținem pumnii. Cam